Binecuvântat să fie Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, scria Pavel, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Slăvit să fie acest Creator binecuvântat. Amin. Amin. Și pentru dumneavoastră ca familii, drept binecuvântare, citesc prima binecuvântare rostită de Domnul pentru familii. Când a zis în Geneza 1:28, Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți. Să vă dea bunul Dumnezeu harul să ajungeți să stăpâniți noul pământ. Acolo să vă fie adevărata moștenire împreună cu întreaga familie. Prin ajutorul Domnului suntem aici și potrivit propunerii dumneavoastră de care o să cer să țin cont cel puțin în parte, aș vrea să deschidem împreună Scriptura la 1 Corinteni, capitolul 7. Dar să citesc mai întâi două versete care sunt pe aceeași pagină înaintea capitolului 7. De altfel, suntem conștienți că epistola asta, când a fost scrisă, n-a fost scrisă acolo 7, textul a curs într-una, capitolele și versetele au apărut mult mai târziu. Deci 1 Corinteni 6:19-20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Am pus aceste întrebări ca să ne reamintim cine suntem, ce statut avem. Și răspunde apostolul în versetul 20, căci ați fost cumpărați cu un preț și noi știm marele preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. De la ideea asta pornim. Întreaga noastră ființă a fost răscumpărată. Omul nostru cel vechi, ce am fost noi, și aceea am fost creați. Dar aceea ce am fost, hai să admit că eram noi și dispuneam de ceea ce aveam. Dar acum am fost cumpărați, sau mai exact spus, răscumpărați, și Duhul și trupul nostru sunt ale lui Dumnezeu, care ar trebui să fie proslăvit prin ele. Și aș vrea să răspundem prin ceea ce urmează la această întrebare. Cum putem ca familiști să proslăvim pe Dumnezeu prin Duhul și trupul nostru, care, repet, vorba Apostolului, sunt ale lui Dumnezeu? În primul rând, citește ce scrie în versetul 1, 7 și 35. Cu privire la lucrul despre care mi-a scris, eu cred că este bine, și aici prezint un bine, apostolul prezintă întâi, ca omul să nu se atingă de femeie, adică să nu fie familist. Versetul 7. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Versetul 35. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, și pentru ceea ce este frumos, și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Nu știu exact dacă sunt alți nefamiliști în afară de mine aici. Dar am vrut să menționez că apostolul scoate în evidență posibilitatea nefamiliștilor care au un singur legământ cu Domnul, cum scrie în Isaia, famenii care vor stărui în legământul sfânt, le va da Domnul un nume mai bun decât fii și fiice, că știți că statutul de famen în Vechiul Testament era acum în disgrație. Și apostolul scoate în evidență că starea de nefamilist trebuie folosită în vederea unei slujiri, cum scrie aici în versetul 35, fără piedici. Sau cum spune tot aici în versetul 32, cine nu este însurat se gândește lucrurile Domnului cum s-ar putea să placă Domnului. Sau Fecioare 34, să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul, care, repet,
sunt ale lui Dumnezeu. Acesta este un statut înainte de căsătorie și poate să reapară la oricare dintre dumneavoastră, cum a apărut și la mine, când unul din cei doi pleacă. Și spune Apostolul pentru vremea aceea, citesc și 1 Timotei, capitolul 5, versetul 5, că este o slujire, repet, fără piedici. Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Pe cei ce sunt într-o asemenea situație, Dumnezeu să-i ajute cu adevărat să slujească fără piedici și cu toată inima. Amin. Într-o a doua idee, vreau să observăm că statutul de familist se schimbă în ce privește slujirea. Și mă întorc din nou la 1 Corinteni, capitolul 7, și aici sunteți dumneavoastră aproape toți, recitindu-vă versetul 35. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un lat, ci pentru ceea ce este frumos, ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Din acest verset rezultă că și ceilalți pot să slujească, dar cu piedici. Nu piedici în sens negativ, piedici în sensul existenței unor probleme pământești, familiale, care le iau o parte din slujire. Mă întorc la câteva versete de dinainte, citesc de la versetul 26. Iată, dar ce cred că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum, iată, vorbește de un bine. Versetul 28, încă dacă te însori, cum am făcut toți la vremea noastră, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește, dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea ca să vi le cruț. Și scrie apoi de la versetul 33, cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii. Deci iată că nu mai poate să fie prins în slujire full time, cum se spune acum. Tot timpul. Cea măritată, spune versetul 34, trebuie să se îngrijească de lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei. Pentru că după ce vin copiii, dar și până atunci, o parte din timp îți este afectat acestor lucruri pământești, care nu înseamnă lucruri firești, păcătoase, ci activități gospodărești, nevoi materiale. Cum spunea Patriarhul Iacov când și-a luat nevastă, acum când am să muncești pentru casa mea, nu? Sau spune în 1 Timotei, capitolul 5, Apostolul Pavel, vă citesc de la versetul 13, că unele, nefiind căsătorite, se deprind, ajunse văduve, spune aici, se deprind să umble fără nicio treabă. Dacă n-au bărbat, n-au copii, fără treabă. Ar fi trebuit să slujească fără piedici, da? Lene și limbutul e scoditoare. Vreau doar că văduvele tinere să se mărite, să aibă copii, să fie gospodine la casa lor. Iată lucrurile acele pământești în care trebuie să placă bărbatului și să îndeplinească nevoile copiilor lor. Spune aici în versetul 4, apoi în versetul 16, dacă avem și bunici, trebuie să îngrijim de ei. Sau versetul 8, cine nu poartă grijă de ai lui, mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. Deci nu va putea niciun familist să spună, eu slujesc Domnului, cât despre ei, ce să facă, să-i ajute adunarea, să trăiască prin credință, să descurce fiecare singur, un copilaj mic, cum să se descurce, o soție însărcinată, cum să muncească. Dar chiar și în condiția aceasta, slujirea nu se suspendă. Nu se mai poți poate cânta la cor, soră. Ești însărcinată, apoi ești cu copii, când vii cu drag la adunare, trebuie să mai stai la mamă și copilul. Ca și bărbat nu mai poți să mergi, să zic, 2 săptămâni, nu știu, în misiune, să faci concediu în misiune, că acum nu-i numai domnul, și doamna. Și dorințele femeii se țin după bărbat și există aceste activități gospodărești care grevează slujirea noastră, ocupă o parte din timpul nostru de slujire, dar, repet, nu suspendă
slujirea. Slujirea doar comportă alte aspecte. Poate era nelipsită de la adunare înainte, la rugăciune, peste săptămână, poate la cercuri de rugăciune. Acum o să te rogi, la fel, dar te mai întrerup copiii, te rogi acasă. Acum a luat de a merge la o bisericuță undeva mică, la un cătun unde puteai să slujești și tu, după puterea dată de Domnul, acum te faci predicator pentru trei, pentru patru și dacă mai dă Domnul, fi mai mulți. Este slujirea acasă. De aceea spune la 1 Timotei 2:15, femeia trebuie să stăruiască cu smerenie, împreună cu copiii, în credință, în dragoste, în sfințenie. M-a întrebat cineva odată pe un predicator, fiindcă mă avea vreo doi frați predicatori și tatăl său era de asemenea predicator. Am citit asta într-o carte. Și a zis, măi, la voi acasă sunteți 3-4 predicatori, care predică mai bine? Și lăsă așa dintr-o dată, a zis, mama, cum că eu știu că mama trebuie să la avon? Da, acasă. Mama și-a făcut timp de noi, mama are Biblia în cap. Deci iată cum și-a înțeles locul slujirii în familie. Și e așa de trist când avem de-a face cu copiii care sunt în familie de credincioși și n-are cine să-i învețe psalmi, o cântare, versuri. M-am bucurat când am văzut copii dintr-o familie cu 8 sau 9 copii, știau multe poezii, unele chiar mai lungi. Și am întrebat pe acea mămică, când ai timpul necesar să-i înveți poezii? Și a zis, dar nu am timp, dar atunci de unde știu? A zis, eu le pun poezii în timp ce ei se joacă, în timp ce mănâncă sau sunt alte activități, numai când învață nu le pun. Și apoi treaba mea este doar să văd dacă le-au învățat bine, dacă nu au pierdut din strofe. Depinde cum își administrează fiecare timpul acasă. Poate la adunare sunt unii nemulțumiți, că trebuie altfel spus, mai multe cântări, mai multe rugăciuni, mai multe predică. Fă la slujba ta de acasă cum îți place. Împarte-ți slujba. Ce ai făcut până atunci? Cât ți-a rămas? Și ce urmează de acum? În noile condiții. Aparent pare o slujire cu piedici. Dar este un alt succes pe altă parte. Cum spunea Iosua 24:15, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Este slujba acasă? Este, spune David în Psalmul 101. Mă voi purta pe o cale neprihănită, voi umbla cu inimă fără prihană în mijlocul casei mele. Când vei veni la mine? Spune Matei 18, unde sunt doi? Unde sunt căsătoriți? Sunt doi, nu? Sau trei? Unde s-a născut un copil? Gata, trei. Eu voi fi în mijlocul lor. Primește Domnul slujba aceea? Primește. Domnul primește și dacă e unul singur încuiat, nu? Ascultă rugăciune. Dar de la 2-3 deja putem vorbi despre o slujbă comună, să o numim așa. Iar unde sunt mai mulți acolo, este un har cu atât mai mare, cum zice la Corinteni, harul mare căpăta prea mult să sporească mulțumirile către Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Așadar, rețineți aceste două idei. Cei necăsătoriți, care n-au intrat încă în acest legământ, și cei ce cărora le-a expirat acest legământ, pot sluji fără piedici, pentru asta ar trebui trăită viață. Cei familiști au slujire în două moduri. Casa celorlalți nefamiliști și slujirea în interiorul casei lor, potrivit cu nevoile, cu vârsta, cu statutul și așa mai departe. Aș vrea, într-o a treia idee, să observăm ce spune Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 5. Vă citesc de la versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nemestele cum a zis Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Știți, în vedenia lui Ioan din Apocalipsa 1, este văzut Domnul în mijlocul a 7 sfeșnice, care sunt 7 biserici. El este capul bisericii, cum spune aici în Efeseni 1. Și le vorbește unei biserici ceva, îngerului altceva. În acea adresă sau acele adrese, Domnul prin cuvânt își sfințea biserica și le spunea cum să pocăiască fiecare ce are de făcut. Bărbatul acasă în slujirea lui
trebuie să aibă această identificare cu Domnul Iisus Hristos. Și observați aceste expresii, iubiți-vă bărbații, cum a iubit Hristos biserica. Și cea pentru femei, versetul 24, și după cum biserica este supusă lui Hristos, așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile, sau cum spune versetul 22, ca Domnului. M-aș bucura să prindeți ideea asta, dacă o să fiți atenți și Domnul să ne dea lumină, o să o înțelegeți. Slujirea care o facem nefamiliști, că de aceea am pornit de acolo, predicăm ca pentru Domnul. În biserică ne vede Domnul, nu? Cântăm în biserica Domnului, nu? Dar slujba de acasă nu trebuie făcută la aceeași valoare. Nu-i tot ca pentru Domnul. Asta e numai pentru copiii ăștia mici. Nu, nu. Spune Scriptura în toate de altfel să ne raportăm ca Domnului. Și vă citesc asta din Coloseni, în capitolul 3. Unde scrie Apostolul, de la versetul 23, și orice faceți, și cu atât mai mult când este vorba de familie, aici scrie și de stăpân, și de rob, și de serviciu, și în toate activitățile, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre, voi slujiți Domnului. Și ca familiști, v-am spus, avem o parte de slujire acasă, ca pentru Domnul. Imaginează-ți, mamă, că Domnul Iisus a născut în casa ta și tu ești Maria numărul 2. Și nu forțez textul Bibliei cu niciun fel, pentru că spune în Romani 8:29, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte, ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Adică în casele noastre se nasc niște copii, care dacă Domnul îi naște din nou, nu doar că sunt frații Domnului Iisus, trebuie să fie asemenea Domnului Iisus. Și atunci care e diferența între tine și Maria? Dacă și copilul tău va fi ca a Mariei. Cum ai trebuit să slujești? Oare dacă nu avem rezultate mai bune, în primul rând e de vină biserica, că e slujirea insuficientă, sau familia? Că nu este o slujire ca pentru Domnul. Dacă e vorba de soția ta, s-ar putea să-i bași de vină că e femeie și să te pui în postura lui Adam. Ia e de vină că a intrat satana la noi în casă. Da, da, stimate Adam, am apărut între timp un Adam care nu dă vina pe Eva. Deși nici Eva ăsta, cel de-al doilea Adam a Domnului Iisus, n-a fost mai bună ca Eva din tâi, că toate sunt din ea. Ca și noi, de altfel, că și bărbatul din femeie. Dar acest al doilea Adam se luptă să-și sfințească pe Eva. Sau cum spune nu, Petru 3 cu 1, nevasta. Așa face o slujbă acasă, cu rugăciuni, nu? Cu cereri, mulțumiri, cu inimă bună, să-și câștige bărbatul. Scopul slujirii noastre, ca familiști sau nefamiliști, este mântuirea. Și scrie acolo în Corinteni 7, că noi de acolo studiem. Ce știi tu, nevastă, îți vei mântui bărbatul? Păi nu știi, dar tu cum procedezi? După cum procedezi, îi oferi șansa mântuirii. Spune 1 Corinteni 7, cu 14, și de soț sau de soție și de copii, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Cum? Prin slujirea ei la nivel de familie. Și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Altfel, copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Greu să faci slujbă numai tu pocăit în casă. Nici bărbatul, nici copiii, și să-i poți aduce la credință. Nu le poți predica tu, poate nici nu te primesc.
Dar acolo scrie, fără cuvânt, prin purtarea nevestelor, văzând felul lor de trai curat și în temere. O adevărată slujire. M-a sunat recent o soră și spune, frate, am mai mulți copii și soțul m-a rus într-o stare mai firească. Și mă mai cert cu el. Vrea să-și câștige soțul. Era plecat de acasă. În sensul că nu mai locuia, plecase. Și am zis, soră, un lucru nu înțeleg. Ai trudit, ai născut peste 10 copii. Te jerfești, muncești. Domnul te-a adus din lume, cum mi-ai spus. Cum se explică? În toate numai nota 9 și 10 ți-aș putea da. Și în același timp spui că te cerți. Cum vine asta? Cum se împacă starea asta cu toate celelalte care sunt mult mai greu de făcut? Sau nu știu, să spună surori, ce e mai greu, să naști un copil sau să nu te cerți odată? Am auzit o soră care a zis, năștea mai ușor, a zis, e mai ușor să naști un copil decât să coci un cuptor de pâine. Dar dacă e vorba să faci o slujbă sfântă acasă, cum ne-am comportat noi când facem slujbă, când vrem să se mântuiască cineva, nu? Mergem undeva la evanghelizare, păi ne purtăm frumos, încercăm să-i cucerim, nu? Dacă s-ar putea într-o sală, ducem și niște daruri, ne rugăm pentru ei, postim. Dar am citit din 1 Timotei 5 cu 8 că cine nu grijește de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. E mai rău decât un necredincios, că și aceia îngrijesc într-o anumită măsură de binele casei lor. Deci iată cum am putea să proslăvim noi pe Dumnezeu în Duhul și în trupul nostru care sunt al lui Dumnezeu. Slujindu-i. Lăsându-L pe Dumnezeu să dispună de trupul nostru, de sufletul nostru, de Duhul nostru, cum spune în Tesaloniceni 5:23, să fie păzite întregi și să stea la îndemâna Domnului ca să putem să slujim. E drept că uneori avem nevoie și de odihnă. În mod deosebit, femeile ajung la stare de epuizare, au probleme psihice de la epuizarea fizică și să mă asculte bărbații. Verificați dacă soțiile dumneavoastră pot să facă față și nevoilor gospodărești. Dacă au capacitatea spirituală, dacă au nivelul de credință, disponibilitatea, bucuria și capacitatea să poată sluji mai departe. Foarte important asta. Să poată fiecare să-și îndeplinească rolul acesta sfânt prin slujirea care o prestează, ca să se poată mântui unii pe alții. S-ar putea, reamintesc vorba Apostolului, să nu poți mântui pe celălalt. Asta este o mare durere pentru cineva, să nu-ți poți mântui nevasta, bărbat, copii. Dumnezeu să ne dea priceperea asta, să ne primim slujirea asta ca familiști. Spuneam și era să deviez, e drept că avem nevoie de odihnă, dar uneori folosim timpul de odihnă în scopuri firești. Eu știu că dumneavoastră sunteți familii mai evlavioase și sper că nu cheltuiți în concediu bani mult să mergeți pe nu știu unde, pe la Adriatica și pe la ceva insule grecești pe acolo. Cred că ar trebui să folosim timpul liber și pentru recreere, dar în primul rând cu scopul slujirii. Poate ai nevoie să te retragi numai cu soția ta, dacă cineva uite să zic îngrijește de copii și te poți retrage o săptămână, dar ce vei face în timpul acela? Ai voie să te manifesti în toate dimensiunile vieții de familie, ești în concediu. Dar va fi și o cercetare sfântă, o deschidere sufletească, o confesiune, o apropiere a celor doi. Hai să ne reciclăm și să ne relansăm în această slujire sfântă, să proslăvim pe Dumnezeu în trupul și în Duhul nostru, în una din aceste două ipostaze, cum spune în Corinteni 7:7, fiecare de la Dumnezeu darul lui, darul de a fi familist sau darul de a fi nefamilist. Pavel recomandă situația de a sluji tot timpul. Da,
tot el recunoaște că e vorba de un dar și mai spune ceva aici. Versul 2. Din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevastă lui și fiecare nevastă să aibă bărbatul ei. Și mai spune Domnul ceva în Matei 19 cu 12, că cine poate să primească, Pavel a fost într-un tot un pemățător a Domnului, cuvântul să se dedice numai împărăției, să-l primească. Și scrie și mai departe în capitolul 7 aici, că dacă cineva nu-i nevoit și nu-i rușine, rușine în convingerea lui, atunci să se căsătorească. Nu este ceva obligatoriu. Numai dacă îți înțelegi chemarea și dacă Dumnezeu face ca și întreaga ta ființă să se vadă spre ce este aplecată, ce poate și ce nu poate, sau mai exact spus, ce ți este dat sau ce nu ți este dat. Acum, după aceste trei idei, mai vin doar cu una, se pare că doar acum ating ceea ce ar fi vrut unii să vorbesc, între altele, în această slujire familială, a cărei scop suprem este, repet, mântuirea. Nu te-ai căsătorit să faci nevasta fericită numai 50 de ani. Tata și mama fac la primăvară 67 de ani de căsătorie. Da, acum sunt bătrâni, sunt slabi, cred că sunt încă pe picioarele lor. Numai pentru atât ai dat familie. Eu cu scumpa mea am avut numai 33 de ani și 3 luni. Dar visul nostru țintea, cel meu încă țintește, Sfânta Împărăție. Acolo-i idealul. Viața de familie are scopurile ei. Și dacă n-am înțeles pentru ce ne-a răscumpărat Dumnezeu, spune Scriptura, cine aici este scris în 1 Corinteni, capitolul 7, spune de la versetul 29. Spun lucrul acesta pentru că cei ce au neveste ca și cum n-ar avea, cei ce plâng ca și nu ar plânge, se bucură și nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și nu ar stăpâni, cei ce se folosește de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea. De ce? Chipul lumii acesteia trece. Și spune același apostol, și dacă ne-am pus nădejdea în Hristos, 15 cu 19, numai pentru viața aceasta, suntem cei mai... Nu, acesta e scop. Noi n-am fost răscumpărați numai pentru aici. Am fost răscumpărați aici pentru atunci și pentru acolo și pentru toată veșnicia. Dar în această slujire care, repet, trebuie să fie de aceeași calitate în adunare și acasă, ca pentru Domnul, spune Apostolul Pavel, vă citesc acum 1 Corinteni 7, versetele 3 la 5, bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Deci iată că avem slujiri specifice, complementare, reciproce, avem datorii. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Din versetul 4 rezultă clar că în viața de familie, după cum în legământul cu Domnul te-ai dăruit total duh, suflet și trup, trebuie în dimensiunea umană să te dăruiești total celuilalt. Știți ce însemna atunci să fii stăpân sau să fii rob? Scrie aici în continuare, că dacă ești rob și dacă te poți dezlega, dar noi prin căsătorie ne-am legat, nu ne-am dezlegat. Și soțul sub acest aspect, dacă ia-i stăpână, el ce-i? Rob, zice pe românești. Și dacă el e stăpân, ea e roabă. O dăruire totală. Observați, sunt două aspecte care scot în evidență același adevăr. Versetul 3 este o datorie a ta ca soț pe care trebuie să o împlinești. Și o datorie a ta ca soție. Ăsta e primul aspect și celălalt. E vorba numai de datorie. Accentuează, dă o încărcătură mai mare, că dacă e numai datorie, îmi plătesc impozitul și rest, cu restul banii nu fac ce vreau, nu? Dar nu numai că plătești datoria. E o datorie de o viață. Și devii
la îndemâna celuilalt. Devine stăpân pe trupul tău. Și dacă punem aceste versete lângă ce am citit din capitolul 6, că noi nu mai suntem ai noștri și Dumnezeu ne-a cumpărat și trupul e al Lui, acum a cui trup? Până nu te-ai măritat sau după ce îți moare bărbatul, ia Domnului 100%. Când ești și pocăită și măritată, apoi slujirea asta dublă, te împarți când între Domnul, când Domnului, când bărbatului slujește. Și ca bărbat, de asemenea, când la Domnul, când la Doamna. Asta este. Ești dator, este stăpână. Și dacă vrea să te strângă în brațe, te poate strânge la orice oră. Sper să nu te trezească vreodată, spune, așa mai am venit să te strângă în brațe. Sau nu rezultă asta din ce am citit? Și dacă vrea să te ia din mânuță, că neapărat are nevoie de o plimbare, că altfel, știu eu, nu se recrează la minte, n-ai ce face și îți imaginezi că stăpânul te porunci la rob, însoțește-mă. Este stăpână și pe picioarele tale să le pună, hai, mișcă. Este stăpână și peste mâinile tale, dacă te roagă să faci ceva, și invers de asemenea este valabil. Spui, dragă, eu sunt așa ca Isaac, știi tu ce mâncare îmi place? Uite, în seara asta, fă-mi eu. Și evident că asta se extinde și în ce privește relațiile intime. Poate sunt momente, femeile au perioadele lor mai diferite. Și cum spunea cineva, sunt serii în care femeia, și numai dacă e obosită, ar vrea să fie curunată doar cu perna, nu cu bărbatul. Perna e cu minte. Îți pleci capul pe ea și... Și bărbatul spune, nu, întâi pleci capul pe pieptul meu și apoi pe pernă. Ca să poți sta și eu liniștit capul pe pernă. Că altfel se tot întoarce de pe parte pe altă. Asta este viața de familie în slujirea reciprocă. Ce cântăm noi, aici sunt la dispoziția ta, trebuie să cântăm și acasă. Ca Domnului. Iată roaba Domnului, facă-mi și după cuvintele tale. Nu să mai ai un copil. Păi, e mentalitatea asta. Femeia dispune de trupul ei. Am auzit recent o vorbă înțeleaptă într-o predică a fratelui Cristian Ionescu. O zis, da, dacă în trupul ei mai este o altă celulă de viață, și celula aia depinde de, e stăpână pe trupul ei. Și când ucizi un fetus, de fapt, te-ai făcut stăpân și pe ăsta altul, da, stăpân rău. Un despot. Dacă așa ar fi înțeleasă viața de familie, că totul este o slujire, că nu te-a obligat nimeni să te căsătorești. Nu vine citație de la primărie, nici convocare de la comitet. Să înțelegi că slujirea ta liberă, care era liberă doar față de Domnul, că nu puteai să faci ce vrei. Scrie că Pavel a vrut să se ducă în Asia și Domnul i-a spus nu, în Europa. Am înțeles. Acum, odată ce ai împărtășit relația de familie, trebuie să fii la îndemâna celuilalt. Și nu se poate face nimic unilateral. Scrie în versetul 5, să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț, decât doar prin bună învoială. Dacă stăpâna îți dă voie, bine, dacă nu îți dă voie, nu ți-a aprobat. Dacă stăpânul nu e de acord, n-ai semnătură, n-ai decât. Pentru un timp, ca să îndeplinim cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana. Bunul Dumnezeu să ne dea o dragoste adevărată, ca să putem să ne dăruim din toată inima partenerului. Dumneavoastră, stimați bărbații, încă aveți neveste, eu nu mai pot face nimic pentru scumpa mea. Îi pun ghiocei doar la tabloul ei, că i-au plăcut florile și acum am pus alții să fie proaspeți până mă întorc eu acasă, că știu că i-au plăcut florile. Îi duc dorul. Mai mă mângâie Domnul, tot mereu mă visesc cu ea. Dar dumneavoastră încă aveți soție acasă.
Dăruiți-vă încă o dată Domnului și Doamnei cu întreaga ființă și dumneavoastră, stimate soții, dăruiți-vă soților pe deplin. Asta înseamnă slujirea de acasă. Dăruiți-vă împreună copiilor, nepoților, dacă vii de Domnul. În Efeseni 5 scrie, bărbatul să-și iubească nevastă. Nevastă să se supună. Aparent sunt două lucruri foarte diferite. Am ajuns la convingerea că e un singur lucru. În două dimensiuni. A iubi înseamnă a te dărui din proprie inițiativă. Dumnezeu ne-a iubit și a dat pe Fiul Său. A te supune înseamnă a te dărui la cerere. Și asta trebuie să fie viața de familie. Să te dăruiești din proprie inițiativă. Și vezi că cineva spune, dar eu vreau asta. Oh, scuze, n-am înțeles. Cu plăcere, acum fac. Și atunci viața de familie nu e decât o dăruire. Din proprie inițiativă sau la cerere. Dumneavoastră, cum vă dăruiți mai ușor? Să nu spuneți că nici într-un fel. Asta se vede după cât de spiritual suntem. După câtă maturitate avem. Scrie că Solomon i-a dat darul la împărăteasa din Seba tot ce a dorit și mai mult. Asta e frumos în viața de familie. Să poți da celui alt, nu la schimb. Că scrie în Luca 6 că asta numai păcătoșii fac. Sau și ei fac asta, nu? S-au zis, Domnul, voi dăruiți fără să așteptați ceva în schimb. Mă, nu-i dau împrumut la nevastă, dragostea mea. Poate cu vremea las că poate fi și eu bolnav și am greșit ea de mine. Nu, mă dăruiesc din propria inițiativă. Și dacă mai cere ceva, dragă, scrie că dragostea suferă totul. Până te epuizezi, nu în sensul de a te extenua, în sensul de a nu păstra rezerve pentru tine sau din a face mofturi. Cum spunea odată o soție pe care soțul a abandonat-o, îi cerea să se culce cu el. Și îi spunea, nu vreau. Și el a spus așa pe românește, nu te mai tot întoarce cu spatele, că prea asta altele întoarce cu fața. Și când el a apucat cu una din lume și a divorțat de nevastă, i-a zis, eu sunt de vină, l-am refuzat așa sistematic. Și eu am întrebat, da, te temeai că o să ai copii? Nu, că eram legată, nu puteam să am copii. Dar aveai un disconfort fizic la relații sexuale? Nu, dar atunci de ce? Îmi plăcea să-l tachinez. Da? Acum mai tachinează dacă ai pe cine. Cum spunea cineva că pentru o văduvă, deși sforetul unui bărbat e o muzică neplăcută, că nu știi la ce voce să-l încadrezi, ar fi de dorit să-i auzi sforăitul. Până aveți cui și nu oricum ca Domnului, dăruiți-vă în întregime. Când scrie aici că nevasta sau soțul să-și împlinească pe celălalt, gândiți-vă numai la relațiile intime. Stimați bărbați, când mă culcați cu nevasta, vă gândiți la împlinirea ei sau la a voastră? O zis Domnul Iisus în Luca 17 că robul nu trebuie să gândească ce mănânc eu, îl bag în gură repede. Ei, să-mi termin treaba la câmp, să-i dau masa la stăpân și apoi dacă mai rămân ceva, mai mânc și eu. Că celălalt este stăpân. Da, este foarte frumos să ținem cont în reciprocitate de nevoile celuilalt, cu toată tandreția, bunăvoința, amabilitatea. Dar dragostea merge pe principiul împlinirii celuilalt și chiar mai mult, că este o slujbă pentru Domnul. Tot ce faci, Domnul îți va răsplăti. Deci nu uitați, repet și închei, ca nefamilist trebuie să fii dat Domnului cu întreaga făptură. Ca familist, ți se restrânge o parte din area slujirii generale, exterioare, libere, pentru că o parte trebuie dedicată vieții familiei, în funcție de nevoi, de număr și așa mai departe. Dar ambele slujiri trebuie să aibă aceeași calitate sacră, dacă vreți,
că și familia și biserica sunt instituții divine. Și în această slujire reciprocă, strict la nivel de familie, slujirea se face pe principiul lepădării de sine, al dăruirii totale, al unei datorii sfinte care trebuie împlinite, a fericirii și, mai presus de toate, a mântuirii celuilalt. Eu întreb pe miri în ziua nunții cam așa: te angajezi din proprie inițiativă, în deplină libertate, conștiință, să faci totul pentru fericirea nevestei tale și pentru mântuirea ei? Adică și pe pământ s-o ducă, știi, cât mai bine nevasta ta. Și ce e mai frumos, să poată trece dincolo de sfera asta limitată a vieții și a pământului și să moștenească noul pământ. Așa cum v-am binecuvântat la început, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.